Salutare și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube! Eu sunt Hodorogea Maria Denisa și astăzi vă voi povesti despre Bisericuța de pe Deal, un loc de istorie, dramatism și de pace spirituală. Schitul Cetățuia. Această biserică poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Când vorbim de monumentele spiritualității românești, ne ducem cu gândul spre mănăstirile din Bucovina. Însă, repere ale spiritualității ortodoxe românești găsim fără îndoială în Oltenia. Iar Ținutul Vâlcei are o spiritualitate aparte și poate puțin cunoscută. Un număr de 137 de trepte de piatră duc pelerinul spre o mică cetate. Schitul Cetățuia veghează de sute de ani asupra râmnicului și a drumului care șerpuiește pe lângă Olt, drum ce face legătura între Oltenia și Ardeal, așezat la aproximativ 400 de metri înălțime pe o colină calcaroasă plină de grote. Schitul a fost zidit între anii 1677-1680 de mitropolitul țării românești Teodosie în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino. Pisania, cândva deasupra ușii de la intrare, se află acum zidită pe latura nordică a lăcașului de cult. Din punct de vedere arhitectonic, planul bisericii face parte din tipul numit corabie de dimensiuni mai mici. Biserica a mai suferit modificări între anii 1850-1853, când mitropolitul Nifon i-a adăugat pritvorul cu stâlp din cărămidă și o turlă, gardul incintei din cărămidă cu lespezi de piatră și două case. Frescele interioare ale bisericii sunt refăcute de pictorul Gheorghe Tătărescu în anul 1853. Biserica este o mică cetate fortificată care avea și misiunea de anunțare a năvălitorilor. Aici se făceau focuri atunci când soseau contropitorii. În aceeași zonă au fost identificate importante dovezi că pe dealul din nordul râmnicului s-a suprapus ulterior și o așezare dacică, pe deal fiind descoperite resturile a două locuințe, fragmente ceramice lucrate cu mâna și la o roată, o lamă de cuțit din fier și un ac de la o fibulă din bronz. Istoria schitului Cetățuia e strâns legată însă de o faptă cutremurătoare care s-a petrecut în anul 1529, în a doua zi a anului nou. Trădați de boieri, domnitorul Radu de la Afumați și fiul său Vlad au pornit spre Craiova în speranța că vor primi ajutor de la pârvu Banul. Sleiți de puteri, după ce au parcurs un drum lung prin curtea de Argeș, Golești, Runcu și au trecut râul Olt pe un pod umblător, cei doi s-au refugiat la schitul Cetățuia. Oastea strânsă de boierii trădători i-a prins repede din urmă, însă, cei doi fiind asasinați chiar în sfântul altar, sub ochii îngroziți ai călugărilor. Se spune că, potrivit obiceiului, capul domnitorului ar fi fost transportat la Istanbul într-un recipient plin cu miere, astfel încât Suleiman Magnificul să aibă dovada morții lui Radu de la Afumați. Momentul de după decapitarea voievodului și a fiului său a rămas învăluit în mister, iar o bună perioadă de timp nu s-a mai făcut referire la schit în niciun document. Preotul Ion Popescu Cilieni scria în anul 1941, în volumul Biserici, târguri și sate din județul Vâlcea, că biserica în care și-a găsit sfârșitul Radu de la Afumați ar fi fost arsă până la temelii, un alt lăcaș sfânt fiind ridicat aici în vremea lui Matei Basara. Legenda tunelului secret pe sub râul Olt. Legenda spune că de sub schitul Cetățuia pornea un tunel secret pe sub râul Olt până la malul Alb.
Tunelul ar fi fost gândit ca un loc de refugiu, dar și o cale de comunicare cu o mică cetate situată la Malul Alb, ce aparținea lui Olea, o căpetenie locală care îi făcea fel și fel de probleme domnitorului Matei Basarab. Oricine ajunge la schitul cetățuia din Râmnicu Vâlcea poate vedea la câțiva pași de bisericuța zidită de mitropolitul Teodosie gura unui tunel. Arheologii care au făcut cercetări în zonă au susținut că ar fi vorba de fapt despre un puț adânc de 5 metri unde obișnuiau să țină călugării proviziile. Pictura originală realizată de Tătărescu, în special cea de pe catapeteasma bisericii, s-a păstrat până în zilele noastre și va mai putea fi admirată mult timp de acum încolo datorită interesului pe care preotul paroh îl manifestă pentru conservarea acestui obiectiv. Lângă biserică se încăpățânează să rămână în picioare o căsuță cu cerdac construită în anul 1929, casa parohială. Din poiana schitului se văd munții Făgăraș, râul Olt și dealurile estice ale orașului. Aici pe deal, toamna vine prima dată în Râmnic. Este o vorbă a locuitorilor din cartierul Cetățuia. Noi vă mulțumim frumos pentru vizionare și nu uitați să vă abonați canalului nostru de YouTube Hoinar prin România pentru a fi la curent cu următoarele noastre postări. Pe curând!